Dacă vrei să cumperi gemuri la un preț mai redus și chiar și Brawl Pass-ul, tot ce trebuie să faci este să intri pe primul link de descriere. Eneba este un partener oficial, trebuie doar să selectezi suma de gemuri sau chiar Pass-ul dacă vrei să-l cumperi și să introduci un referral, pe lângă vei primi și un cashback înapoi. Hai să salut băieți și bine găsit la un nou videoclip. Pentru astăzi avem sneak peek cu noul brawler Lily, să vedem star power, de toate, ce face, cât de bun va fi. O să-mi dau și cu părerea, așa că vreau să apăsați butonul de like, să facem cu mai multe, să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă și haideți să trecem la video. Început, ăsta este noul brawler Lily, va fi un brawler mitic, asasin. Ăsta este mastery track-ul, cred că este destul de basic, adică toate reward-urile sunt la fel, doar profile icon-ul, pin-ul și titlul va fi diferit. Pentru că fiecare brawler are titlu, player icon și așa mai departe diferit. Backstabber va fi player titlul, care mi se pare destul de mișto. Primul star power al lui Lily se numește Speaky și după ce te teleportezi la un inamic o să dai cu 1200 mai mult damage. O să le vedem imediat în acțiune, iar al doilea se numește Vigilance, care primești gen 15% movement speed cât timp ești în supercharge radiusul ăla. Primul gadget se numește Vanish și aparent Lily intră în The Shadow Realm pentru 3 secunde, adică efectiv intri în lumea lui Cordelis cum ar veni, iar al doilea se numește Repot, următoarea ultimată gen o arunci și poți, adică te teleportezi exact acolo unde arunci ultimata. Acesta este primul star power, vedeți că de fiecare dată când o să vă teleportați o să dați mai mult damage decât de obicei. Iar al doilea star power, care primește 15% movement speed când cineva, adică adversarii, sunt în raza ta de charging ultimată, gen cum îți faci ultimata ca la Basca și la ceilalți. Primul gadget în acțiune este la propriu, efectiv te bagi singur în ultimata lui Cordelius, ceea ce este destul de mișto, gadgetul ăsta cred că e bun rău de tot. Iar al doilea gadget, când ți-l activezi, poți să arunci ultimata undeva și te teleportezi exact acolo unde o arunci, ceea ce este destul de interesant acest gadget, dar cred că primul va fi mai bun. Cum și puțin gameplay, deși este cu boss, din nou nu sunt creator de Tier 3, așa că am primit videourile. Deci, hai să vedem cum va fi acest brawler și o să ne dăm cu părerea. Momentan văd că joacă la Trophy Escape. Damage-ul este de 2400 pe fiecare hit, ceea ce este destul de multicel, cred, având în vedere că te poți teleporta și o să rupi când te teleportezi. Bun. Deci, eu zic că damage-ul este destul de ok, reload-ul pare destul de... De fapt, oricum e un singur hit, dacă avea și mai multe era deja prea OP. Oricum, din ce am văzut, pare destul de bun brawlerul ăsta, este interesantă și ultimata și absolut tot, pentru că și ultimata văd că dă damage, deci 2200. Nu știu dacă dă de la power-up 200 în plus, probabil că va da 2000 plus 3600 cât vei da pe hit. Deci undeva la 5600 vei avea asigurat că dai dacă ai primul star power, asta este sigur, de 5600, după care te mai învârți o dată de două ori și mai dai încă un 2400. Deci eu zic că brawlerul ăsta are potențial destul de mare, ultimata este foarte foarte sneaky pentru că efectiv te teleportează instant ca și TP-ul lui Grey, ceea ce este destul de insane dacă mă întreb pe mine. Reload-ul va fi și range-ul cam aiurea, pentru că unii brawler care vor ține distanța se vor putea, să zic așa, feri de tine, dar din nou ai gadgetul ăsta de te bagi singur în lumea lui Cordelius, ca așa îmi place mie să o numesc, și mai poți să faci anumite play-uri, să te ascunzi, să te muți dintr-un buș în altul, să faci un ambush sau chestii de genul, deci și gadgetul ăla mi se pare foarte foarte strong, zic eu. Acum nu știu, rămâne de văzut, dar momentan pare foarte foarte bun brawlerul. Match este la 3 vs 3. Acum, bă, nu știu exact să vă clasific cam unde cred eu că va fi cel mai bun brawlerul acesta, dar probabil pe Gem Grab și pe Brawl Ball vor fi inițialele lui game mode-uri bune sau ei sau cum vreți voi să o luați. Pentru că brawlerul mi se pare un asasin extraordinar de bun. Pur și simplu, mie unul personal mi se pare chiar foarte, foarte bun brawlerul. Gadgetul mi se pare bun, star power-ul mi se pare bun, deci ambele star power mi se par mai bune. Adică ambele star power mi se par bune, dar cred eu că primul star power va fi cel folosit pentru damage-ul ăla în plus 1200. E destul de multicel dacă stai să o iei logic de fiecare dată când îți vei da ultimata. Acum, nu știu, rămâne de văzut când va fi în joc, deși are un range extraordinar de mic, deci dacă nu ești față în față cu el, e greu să dai damage, pentru că din nou...
Are un range-ul extraordinar de mic, dar din nou compensează prin ultimata instantă. Până la urmă este un asasin, nu toți asasinii sunt chiar atât de ușor de jucați, de jucat, pardon. Dar văd că dă primul hit odată acolo mai mult damage fără să se teleporteze, nu știu exact, sau... mi-ar fi plăcut să am și eu serverul de teste, să testez brawlerul ăsta puțin mai bine, să văd cam care ar fi potențialul lui, dar din ce văd eu momentan, mie unul personal chiar mi se pare un brawler extraordinar de bun, deși, bă, nu știu, au încercat asta să dea ultimata prin perete, că n-am văzut dacă merge ultimata sau nu prin perete, dar dacă merge este clar S-tier brawlerul ăsta, deci 100% S-tier dacă merge și prin pereți. Un match la solo showdown, să vedem și cum se descurcă brawlerul aici. Din nou, nu uitați că brawlerul va fi mitic, probabil că o să vină din nou cu o săptămână înainte să se termine PES-ul, deci probabil zilele astea, după ce se bagă update-ul, cu o zi va veni și acest brawler. Nu știu exact prețul sau nu pot să vă confirm treaba asta, dar sunt destul de sigur că va veni din nou un bundle din ăla. Bă, că poate să dea și Pierce, adică Pierce poate să dea Splash. Ok, bine de știu, deci dacă sunt doi brawleri grupați, cu siguranță poți să le dai la amândoi hit. Oricum, ultimata îi se încarcă, de exemplu, dacă dai ultimata în cineva și îi dai două hituri, mi se pare că o ai înapoi, ceea ce este destul de... Bă, cred că nu trece prin pereți, mă, deci fiți atenți că s-ar putea să nu treacă prin pereți ultimata, că am văzut că parcă se oprea în peretele ăla. By the way, ăsta este noul environment, destul de mișto, e așa mai sumbru, cred. Nu știu, așa pare că culorile închise de obicei sunt mai sumbre. Dar ne-am văzut, mă, bă, nu știu, trece sau nu trece prin pereți? Dacă nu trece prin pereți, s-ar putea să fie... S-ar putea să fie puțin mai nasol. Nu știu dacă trece. Bă, nu știu, chiar nu am văzut, mă, de-aia vă zic. Habar n-am dacă trece sau nu prin perete și nu pot să-mi dau cu părerea din moment ce nu văd dacă trece sau nu prin perete. Hai, mă, nu știu, fă ceva, dă-i ultimata prin perete. Văd că ia un fel, deci raza asta mi se pare că exact ca la Cordelius, are cam aceeași mecanic, dar din nou este din trio-ul lui Cordelius, deci de asta are și ea zona asta și este micuță, asasin micuț. Bă, nu știu, brawler mi se pare chiar mișto rău de tot, nu știu, chiar mi se pare fain rău de tot, cred că o să fie destul de fun de jucat, adică așa sper, abia aștept să-l introduc în joc să vedem ce și cum, dar uite, nu folosește ultimata prin perete, mă. Nu folosește, uite, o folosește când e aproape de el. Da, probabil că nu trece prin perete, probabil. Bun, băieți, cam atât și cu acest brawler. Acum, din nou, am puține dubii, de fapt, despre el, dacă îi trece sau în ultimata prin perete, dar dacă îi trece, s-ar putea să fie unul dintre cei mai buni brawler din joc. Dacă nu, nu știu cum o să fie exact 100%, pentru că... Din nou trebuie să-l testez, să văd ce și cum, dar oricum o să vă țin la curent cu brawlerul ăsta, dacă este OPS sau nu. Tot ce nu v-am arătat este skin-ul de 30 de gemuri care este destul de basic, este un căpșună ciofi pe capul ei și losing animation, winning animation care sunt lame rău de tot, așa că eu sper că v-a plăcut acest videoclip și desigur noi ne revenim data viitoare, numai bine, pa, pa!